Campania după 30 de ani continuă, iar astăzi vorbim despre agricultură. Teoretic, România ar putea să hrănească peste 80 de milioane de oameni. Practic, pe parcursul a 3 decenii am făcut tot soiul de experimente nereușite în acest domeniu vital. Am fărâmițat pământurile, am distrus instalațiile de irigat, am tăiat livezile și plantațiile de viță de vie. Din fericire, în ultima perioadă, agricultura a redevenit un pilon principal în susținerea țării. Câmpiile întinse se învăluie în haina rodniciei. România anilor 1988-89. Agricultură se face pe aproape 15 milioane de hectare de teren. Tot pământul aparține statului, care îl administrează prin CAP-uri și IAS-uri. 2 milioane de hectare de teren sunt irigate. Există ferme de animale, stațiuni de cercetare, fabrici de utilaje și tractoare. Lanurile mereu mai încărcate cu rod fac ca pâinea muncii să adaste mai spornic pe masa țării. Milioane de oameni lucrează în CAP-uri pe salarii extrem de mici și chiar dacă la nivel oficial se raportează producții record, oamenii primesc pâine cu porția, țăranii trăiesc în sărăcie. Toată producția agricolă aparține statului. În 1989, contribuția agricolă la PIB-ul țării este de 14,4%. Imediat după Revoluția din decembrie 89, guvernul condus de Petre Roman și mai apoi de Teodor Stolojan scapă agricultura din mână, iar țăranii încep să-și facă dreptate singuri, dornici să-și recapete măcar o parte din averile confiscate de comuniști cu 40 și ceva de ani în urmă. Sunt distruse aproape toate CAP-urile din țară, iar fermele de animale sunt dărâmate și animalele împărțite între oameni. Cu toate acestea, în 1990, în condițiile în care industria intră în blocaj, contribuția agriculturii la PIB-ul țării este de 21,8%, în anii următori scade dramatic. Din dorința de a retroceda pământurile țăranilor, de unde vin multe voturi, politicienii dau legi care aduc haosul în agricultură. În 1991 apare celebra lege 18, care stabilește retrocedarea pământului către țărani, dar într-o suprafață de maxim 10 hectare. Pământurile sunt împărțite de comisiile locale, care fac o adevărată harababură la nivel național, cu multe abuzuri și procese întinse pe ani de zile. Nu mai pot de părere de ghini când dă pământ. Păi mai poți, ești în vârstă acum. Ce dacă sunt acolo, nu-l las, că-l dau la băieți. Am băieți care are copii și nu mai... Nu se mai duce copiii acum, mai ești inginer la sapă. Suprafețele sunt fărâmițate, iar oamenii încep să-și lucreze fâșiile de pământ, fiecare după cum îl taie capul, cu plugul și sapa, toți cu simțul proprietății proaspăt redobândite. Pentru mulți, pământul primit ajunge singura sursă de existență. Puțini sunt cei care reușesc să înceapă mici afaceri în agricultură. Între timp, stațiile și instalațiile de pompare a apei pe cele 2 milioane de hectare de teren sunt distruse și furate aproape în totalitate. Cu ele, țăranii își amenajează cotețe pentru animale. Ba mai mult, în multe zone își pun dalele furate din canale prin grădini ca să nu se murdărească pe picioare de noroi. Ce vrei dumneata să... Dalele? Dalele, cine a avut nevoie, le-a luat. Simplu. Dumneavoastră ați avut nevoie? Da. În scurt timp, în lipsa instalațiilor de irigații, suprafețe întinse sunt pârjolite de secete. Ce fac oamenii? Slujbe pentru invocarea ploii. În primii ani după Revoluție dispare o mare parte din livezile și viile plantate pe timpul comunismului. Dispare industria care prelucra materia primă. Se distruge tot, nimănui nu-i pasă. Vom salva de la comuniști cât se poate salva. În 1997, legea Lupu stabilește că țăranii care au avut pământ confiscat de comuniști pot să primească până la 50 de hectare și posibilitatea să-l vândă. Doar se stabilește, pentru că abia din anul 2000 pot să și intre în posesie. Retrocedarea se face greu, cu multe abuzuri, mulți proprietari pe același teren. Ni s-a promis că ni se va da, ni se va da, ni se va da. S-au scurs 7 ani de la Revoluție. Nu s-au dat. Scad exporturile, scade producția și românii încep să aducă hrana din afara țării. Sunt distruse stațiunile de cercetare, iar fabrica tractorului din Brașov se desființează în ciuda protestelor. Calul și boul rămân baza în agricultură. 1998, pământul devine valoare și legea permite cumpărarea și vânzarea lui. Cum să cumpărăm? Nu. No. Nu se merită. Na, am cel, avem cât un cal. La sfârșitul anilor 90, statul încearcă susținerea agriculturii. Se dau cupoane valorice, valoarea lor e mică. Ce fac eu cu 130.000 de lei? Plătesc un fogon de arătură, maică, ce să fac cu el?
Producția scade. Dacă în 1989 s-au făcut aproape 8 milioane de tone de grâu, în 2000 producția este de doar 4 milioane de tone. În 2002 apare o nouă lege care complică și mai mult lucrurile. Restituirea proprietății se face pe vechile amplasamente. Fărâmițarea terenurilor atinge cote maxime. În total sunt 4.200.000 de exploatații individuale pe 9 milioane de hectare de teren. Fiecare exploatație este împărțită la rândul ei, în medie, în 3 parcele. 30% din populația țării lucrează în agricultură, o agricultură de subzistență. Țăranii încep să-și lase pământurile pârloagă. La mijlocul anilor 2000, aproape 4 milioane de hectare de pământ sunt nelucrate. La nivel național, nu există viziune și strategie pentru acest domeniu. În 2007, intrăm în Uniunea Europeană, care ne pune la dispoziție 8 miliarde de euro pentru dezvoltarea zonei rurale până în 2013, din care se absoarbe 88%. Încep să apară plantații întinse pe suprafețe mari de teren. Se dau subvenții, dar țăranul de rând nu vrea să renunțe atât de ușor la fâșia lui de pământ. Țăran păcătos, uite, muchi lipicole. Ne. Chitanii ele. Ce ar trebui să fac să vă ajute să trăiți mai bine? În agricultură nu se poate. Nu se poate. Mai bine de nivelul ăsta la care sunteți dumneavoastră? Și nivelul mai bun se poate să se fie. Continuă distrugerea sistemului de irigații. Eu fac evaluarea că pierderile încep de la 16 miliarde, 15-16 miliarde în sus. De euro. În 2010 se fac irigații pe doar 100.000 de hectare. Apar mari investitori în agricultură. O bună parte din sudul țării este controlat de firmele unor libanezi, Moldova de celebrul Porumboiu, iar insula Marea Brăilei de Culiță Tărâță, care o cedează pe bani grei unei rude. Apar utilaje controlate pe computer care lucrează suprafețe uriașe. Apar și primele informații despre evaziunea și tunurile din agricultură. Mai multe firme venite din afara țării cumpără masiv cereale și fac prețurile în piață. În unele zone se dezvoltă sectorul legumicol. Nici cei condamnați la moarte dau în pușcărie și nu face așa ceva ce facem noi. De multe ori, în zadar, pentru că legumele din import sunt mult mai ieftine. În 2012, România este lovită de secetă, dar mai mari țării nu învață nimic. Sistemul de irigații rămâne tot distrus, cresc importurile. Din 2014, străinii au voie să cumpere pământ agricol în România. În 2017, Comisia Europeană trage un semnal de alarmă și ne avertizează că peste 40% din terenul arabil românesc, 5,3 milioane de hectare, aparține străinilor. Conducerea de la București nu pare însă interesată și afectată. Apar ferme de animale, dar fermierii se revoltă pentru că laptele adus din afara țării e mai ieftin. Să ne mărească subvenția la vaci, ne mărească prețul la lapte. În ultimii ani, satul românesc îmbătrânește, tinerii pleacă la muncă peste graniță și forța de muncă ajunge principala problemă a agriculturii. Chiar dacă se promite mult, autoritățile n-au strategii care să pună pe picioare domeniul. Președintele Partidului Liviu Dragnea a lansat către țară aceste obiective extrem de importante pentru noi, pentru agricultura țării, pentru economia țării. Exportăm floarea soarelui și importăm ulei, exportăm grâu și porumb și importăm produse de panificație. Până în 2020 avem la dispoziție alte 8 miliarde de euro de la Uniune pentru agricultură și pe fonduri europene apar plantații de vițe de vie și pom fructiferi. Legumicultorii primesc subvenții pentru a planta roșii românești, iar loturile încep să fie comasate. În anul centenarului, țara e lovită de pesta porcină. Cum era de așteptat, nenorocirea ne prinde total nepregătiți. 20 de județe sunt afectate, în sute de mii de porci sunt uciși. În 2018, vremea este excelentă pentru agricultură. Atingem cote record. Primul loc la porumb în Uniune, locul 2 la soia. Avem însă aceeași problemă. Trimitem cereale peste granițe la prețuri mici și aducem în țară produsele finite. Dar, una peste alta, lucrurile au evoluat mult în agricultura noastră în cei 30 de ani. Dacă la intrarea în Uniunea Europeană producția agricolă era de aproape 7 milioane de tone, în 2018 a ajuns la peste 30 de milioane de tone. Și cu toate astea, agricultura rămâne un domeniu neglijat de mai mari țări. Am putea să producem hrană pentru 80 de milioane de oameni. Fărâmițarea terenurilor, cercetarea și tehnologizarea, resursa umană, accesul la capital pentru micii fermieri, sistemul de irigații și protecția la boli. Toate acestea pot fi rezolvate printr-o politică și o strategie pe termen lung gândite de profesioniști.